Consiliul local al municipiului Călăraș a fost convocat în ședință ordinară la finele lunii iulie în sala de ședință a primăriei municipiului Călăraș. Pe ordinea de zi s-au aflat 12 proiecte de hotărâre, printre care 5 proiecte de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri, proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1 al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, și proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Călăraș în perioada 1 august 31 octombrie. Pentru început, supun aprobării dumneavoastră completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre prezentat de domnul secretar. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi, astfel cum a fost completată. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Vă mulțumesc. Interpelări? Da. Da. Eu vreau să vă fac o propunere ca ședințele de Consiliu să înceapă la 5 fără un sfert, 16:45, având în vedere aglomerația care se iscăpă aici, vremurile care le trăim și chiar locurile de parcare. Dacă și ceilalți colegi sunt de acord, în așa fel încât personalul primăriei să plece și noi să venim la ședință, asta e propunerea mea și v-aș ruga să o supuneți la vot. Cine e pentru? Da, cine este pentru? Mi se pare că nu mai e vorbit. Specificația Consiliul Local e întrunit de către domnul primar. Da, da, timpul și am stat aici. Asta e. Da, eu legal nu puteți să-i condiționați asta. A, nu, 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 e o rugăminte și o propunere. Nu e dacă a hotărât Consiliul că se întrunește la fără un sfert. Da. Greșești. În contextul prezentat de domnul secretar, am convingerea... Da, să votați cu domnul primar, atunci așteptăm să vedem ce o să iasă. Da, domnul Mirescu? Da, da. El are dreptate la fără un sfert, e liber, liber. Am rezolvat toate problemele. Zic, la interfață. Ultimele două duminici am primit de la cetățenii niște sesizări cu privire la faptul că tratamentele de dezinsecții, antisânțari, nu știu ce, se fac pe zona de la spital către Chiciu, duminică seara la ora 8. Când zona aia este plină de oameni care ies la bicicletă, la alergat, pe la terasă. Sunt două duminici la rând în care am primit mesaj fix cu aceeași problemă, nu de la un singur cetățean. Și aș vrea să vă rog dacă se poate să nu se facă chiar atunci. Știți ce se întâmplă? Toate substanțele care le folosesc ei nu sunt nocive pentru noi. Am înțeles, dacă îmi pică la puține... Deci nu sunt nocive pentru noi. De ce s-a produs acest fenomen? Pentru că a trebuit să intervenim, deoarece stațiile de monitorizare pe care le-am avut au fost foarte multe roiuri venite, aduse de curenții de aer alu, și atunci au ajuns la concluzia că sunt la zbor în perioada asta între ora 20 și ora 22. Și atunci a trebuit să intervenim, că n-avem ce, ca să putem să prindem roiul la zbor. Că dacă dăm așa, nu mai facem ieder sau pe... Și atunci a trebuit, știu că și pe mine m-au atenționat, dar le-am explicat, oamenii s-au speriat că au crezut că este nociv. Nu este nociv pentru noi. Dar nu aveam ce să facem. Gândiți-vă că la ora 9 în parc nu puteai să stai. Și atunci toate roiurile astea care au venit, nu știu de unde au venit, dar aduse de curenții ăștia care toți sunt. Da, atunci a trebuit să intervenim ca să putem să avem succes. Dacă nu intervenim când trebuie, degeaba dăm. Mai multe ce pot să spun, așa m-au spus specialiștii la momentul respectiv, asta vă spun și okay, e bine măcar că putem explica. Sigur, sigur, sigur. Și aș mai vrea să vă întreb acum dacă, în contextul în care știți că avem depus la Bruxelles PNRR-ul acela și că vor veni niște bani, cel mai probabil va fi aprobat în septembrie, vor veni niște bani care vor trebui cheltuiți, dar fi dacă primăria are, s-a gândit deja la niște proiecte pe care să le implementeze pe axele alea, noi ne gândim de mult timp ce facem cu acești bani de la PNRR. Din păcate, programul de reziliență și redresare nu prea s-au stabilit aici ghidurile sau cam ce vrea să ne dea.
se vehiculează, ultima dată când am fost la ședința AMBR-ul, la Asociația Municipiilor din România, s-a vehiculat că BACA ne dă 11 milioane de euro pe municipiu, BACA ne duce până la 17 milioane de euro pe municipiu. Cert este că foarte mulți bani vin pe energie verde, da, pe eficiență energetică, nu o să ne dea niciun leu pe infrastructură. Vin pe tranziție verde. Sunt de acord. Noi suntem, deci, dar nu, pe infrastructură nu o să ne dea nimic. Este, deci pe energie verde, deci pe energie verde deja lucrăm acum la toate SF-urile și DALI-uri ca să le putem duce atât la AFM, pentru că și AFM-ul în paralel dau pe energie verde, pe eficiență energetică, la fel și pe PNR pregătim toate aceste DALI-uri ca să putem să facem aceste lucruri. Ba mai mult, vreau să încerc. Am avut discuții la AFM în care să putem să reabilităm blocurile sociale care le avem în Doi Moldoveni, pentru că e singura posibilitate să putem să le aducem la un stadiu de eficiență energetică bun. Sunt discuții de tot felul. Noi suntem pregătiți. Dacă asta în final, abia așteptăm să vedem ce bani ne dau, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece că vor veni banii anul acesta. Cu siguranță anul acesta, dacă va fi aprobat în final, pentru că domnul Cechi Atila spunea că în final s-a discutat, s-a semnat, dar până nu vedem negru pe alb ce ne dă, cum ne dă și pe ce axe să le facem, să-i cheltuim, nu știm exact. Noi ne pregătim oricum pe energie verde, pentru că e AFM-ul care trebuie să depunem DALI-uri sau SF-uri până la sfârșitul lunii octombrie. Deci este clar că suntem în grafic și avem posibilitatea. Mai multe detalii poate să vă dea doamna Trifu că ideea era că suntem pregătiți. Sunt niște fonduri care sunt diferite. Suntem pregătiți, suntem pregătiți să luăm banii care vin pe PNR. Domnul Chiriță, vă rog. Da. Domnul primar, sunteți reprezentantul municipiului Naga la Adieco Aqua și tocmai am asistat la de curând la mărirea din nou a tarifelor la apă. Știm că ele au fost aprobate în 2019, mă rog, e o poveste mai veche, pentru că cel mai simplu lucru pentru un manager este în momentul în care îl depășesc cheltuielile să bage mâna în buzunarul cetățeanului. Da. Eu cred că ar trebui să gândim și altfel. Haideți să vedem. Se poate sau să cerem un plan de restructurare, de redresare acestei companii, pentru că în ritmul ăsta noi o să ajungem la un moment dat să plătim apa mai mult decât apa plată. Acolo. Eu ce să fac? Atât am putut. Deci eu v-aș propune în calitate de reprezentant, dacă doriți, bineînțeles, al municipiului Călăraș și reprezentant al cetățenilor municipiului Călăraș să cereți o evaluare a performanței managementului de la Ecoaqua și un plan de măsuri care să prevadă, în primul rând, măsuri privind eficientizarea activității acestei societăți. Domnul director Niț, toți sunteți consilier local și sunteți directorul la ADI Ecoaqua. Deci eu vorbesc de... Vă rog să dați un răspuns domnului colega nostru consilier ca să... Știu că managementul e pesimist, dar acum haideți să vedem ce facem pentru oamenii ăștia, să nu mai plătesc cu la... Nu luați politică, nu e pesimist. E politic, pentru că managementul nu e politic, sau despre ce vorbim? Nu este politic. Cum nu e politic, domnul? Deci cel care este director la ora actuală este apolitic. Am înțeles, da. Deci directorul, general de la Ecoaqua este apolitic. Tocmai mi-a spus domnul colegul nostru, domnul Dragu Nicolae, viceprimarul, municipiului, știu ce știe de unde, știe dânsul cine fură apă în Călăraș. Să ne spune și noi cine fură apă. I-au zis domnul Dragu, ce a făcut? Nu știu, domnul Vice, nu știu, chiar nu știu, care... să ne spune și noi. Deci noi folosim în momentul ăsta, deci în loc de apă industrială, toate firmele folosesc apă potabilă, unu, și la fel, pe o scară, sunt 6 apartamente, sunt 6 indivizi plecați, familii, au dat cheile la o grămadă prieteni și nu se citesc apometele, suportă de flori. Cetățenii după scară, suportă și cheltuielile celor care sunt plecați de ani de zile de acasă. De-aia, una de măsuri ar fi de primar să, și domnul director, să punem apometrele pe scară, să începem, că e o misiunea noastră. Sunt apometre. Nu sunt, la intrarea în bloc, la ieșirea. Păi da, dar trebuie pe scară fiecare apartament să văd cât consumă. Așa trebuie domnul primar, că altfel domnul Dragu. Domnul Dragu.
Sunt apometre în fiecare apartament. Păi sunt, dar primar, dacă i-ați plecat de ani de zile... E vorba de modul de repartizare a... Modul de repartizare. Da, să suportă pe toți locatarii. Păi atunci ce facem? Deci eu le-am spus, haideți să vă spun ce le-am spus eu la cei de la Ecoapă, da? Le-am spus așa. Și mâine cred că o să-i chem din nou. Dacă într-o lună jumătate nu îmi dau soluție din care să schimbăm modalitatea de repartizare a consumurilor, vom abroga acea hotărâre care tot fac ei uz de ea, HL-ul 30 din 2010, și după aceea să-i vedem cum vor încasa ei. Ei trebuie să vină cu soluția care să spună ce e mai bine pentru populație, să lasă la latitudinea populației. La momentul ăsta am avut două discuții cu ei și sunt două chestii care, două modalități de plată care putem să le facem, dar trebuie să cadă de acord cei de pe scară care modalitate de plată este mai bună pentru ei, dar poate să fie repartiția pe proporționalitate, cum este acum pe consum, sau să facă pierderea împărțită la numărul de apartament. Până la, da? Și atunci să lăsăm cetățenii pe scara respectivă, pentru că sunt proprietari și noi nu putem să intervenim în aceste proprietăți, să ia decizia corectă ca să poată să facă. Ei, dacă nu-mi dau într-o lună jumate aceste soluții, da, o să se trezească că nu mai au cum să încaseze. Și să-i vedem atunci dacă mai poate să mai facă sau nu. Dar mai fi o variantă. De ce? Haideți să dăm cetățenii noștri posibilitatea ca acolo unde există interes, unde cetățenii își doresc, să-și scoată apometrele pe casa scării, pentru că acolo deja discutăm de transparență totală, da? Pe cheltuiala lor, să o poată face și atunci eu n-am niciun fel de problemă. Strict ceea deci, ce dacă... Domnul consilier, dacă dumneavoastră, pe scară sau dumneavoastră personal, vreți să vă puneți de acord cu operatorul să scoateți contoarul dumneavoastră pe scară, eu sunt de acord să vă ajut într-un totul ca să facem acest demers. Primăria Călăraș, în 2013-2014, a făcut acest exercițiu în care am obligat, de fapt, proprietarii să le punem această contorizare pe scară ca să putem să vedem citirea, să putem să citim contorul. Și am avut următoarea problemă. A trebuit să ducem circuitele de apă prin apartament. Unii au acceptat, unii n-au acceptat. Pentru că știți foarte bine că iarna este foarte mult condens. Apa este rece, cald în casă și toată lumea se plângea că mucegăiește. Nu putem să obligăm oamenii decât dacă găsim o soluție comună pe aceste fonduri, dacă găsim să le ducem, să putem să schimbăm, toată instalația. Eu sunt de acord cu această propunere să putem, dar trebuie să avem soluții la ea. Domnul primar, eu am spus, deci cred că n-ați înțeles dumneavoastră. Eu am spus, acolo unde se dorește, deci atenție, nu obligăm pe nimeni. Cine nu vrea, plătește pierderea la comun. Cine vrea, sunt de acord. Afară. Dar nu plătește strict cu apometrele alea cu citire de la distanță? Sunt de acord. Aia clar, a fost. Sunt mai scumpe alea. 500 de lei. 500 de lei, peste 500 de lei. Să vezi entuziasm pe tot să pună de asta. Nu văd ce de aia. Eu sunt de acord cu asta. Dar eu spun în practică ce s-a întâmplat. În principiu, eu vădesc în... Deci am înțeles. Nu știu, o să punem la momentul respectiv când ajungem la o soluție, o să punem, da, cu aliniament de la început, să punem cine dorește, poate să-și traie conturul pe scară. Și cel mai important, un plan de mânt. Să vedem că și cu apa vrea să facă ceva, să rezolvă anumite probleme. Să ne spună. Ei nu fac nimic și vin cu mâna cu zonarul nostru tot timpul.